720. Este vorba de modernizarea și reabilitarea drumului care vine dinspre Târgoviște și intră în județul nostru prin Filipești și apoi merge în Florești și se termină cu un sens giratoriu foarte important și acela, pentru că este un punct negru unde se întâmplă foarte, foarte multe accidente. Poliția a sesizat acest aspect de nenumărate ori, iar acel proiect era într-un stadiu avansat, era la nivel de achiziție publică. Dacă acea achiziție nu se finalizează în cel mai scurt timp posibil, consider că acele fonduri europene accesate undeva în 2018, început de 2019, vor fi pierdute. Este mare păcat. Termenul, cum bine știm, este unul relativ scurt. Finalizarea acelui proiect era estimată la nivelul anului 2022. Deja suntem în 2021, vă dați seama că rămâne, chiar dacă se finalizează achiziția publică urgent, rămâne foarte puțin timp pentru execuția acelei lucrări. În același timp, suntem îngrijorați cu toții de la nivelul Consiliului Județean de ceea ce se întâmplă la nivelul Unității de Primiri Urgențe. Acel proiect a stagnat foarte mult, am văzut că au apărut mai multe acte adiționale la contractul inițial, mai multe majorări de prețuri, mai multe acte adiționale care s-ar putea să împiedice buna derulare a contractului și, bineînțeles, finalizarea la termenul estimat. Deja termenul a fost odată prelungit. Nu știm ce se întâmplă, avem nevoie de răspunsuri, avem nevoie de clarificări și, bineînțeles, avem nevoie să fie finalizat acel proiect. Este un proiect important în condițiile în care știm cât de aglomerată este Unitatea de Primiri Urgențe și câteodată chiar nu face față, mai ales în contextul acestui val 4. Val 4 care se pare că este neglijat în acest moment, problemele politice la nivelul guvernului sunt mai importante, iar ultimul subiect este legat de ceea ce s-a întâmplat la ultima ședință de Consiliu Județean, unde am văzut cu toții că au existat asocieri cu anumite localități și aș vrea să subliniez anumite localități, pentru că județul are 104 ATU-uri. Am sesizat faptul că municipiul Ploiești a fost neglijat atunci când a fost vorba de împărțirea cotei de 6%. Nu se poate să primească municipiul Ploiești cât comuna Cerașul sau cât comuna Măneciu. Este incredibil. Dar am sperat că prin asocie vor primi bani și alte localități din județul Prahova.